Virgil, intrați mă, bușiluți. N-am pune, frate, ce e Un apel la 112 a venit aseară de la Neptun. Apelantul a anunțat că un tânăr a intrat să se răcorească în mare pentru câteva minute și a fost împins de valuri și de curenți în stâncile unui dig din apropiere. Eu l-am văzut acolo cu mâna pe sus ultima dată. Și am vrut să-mi dau tricoul jos pe mine să ard după el, dar după aia nu l-am mai văzut și n-am mai sărit. A dispărut? Da. Și după cât timp a reapărut? După vreo jumătate oră. Te-a dus departe? Nu, el a intrat pe aici. Da. Și l-am găsit acolo, între pietre. S-a dezbrăcat el și a intrat exact în dreptul geamandura. Și acolo oricum e adâncimea foarte mare, are 2 metri cel puțin la geamandura. Așa brusc scade? Da, păi depinde de curenții gropi cum se fac. Și după geamandură, ușor a început să plece, un metru, 2, 3 și după aia a început să țipe. Să ceară ajutor, să țipe, să dea din mâini și după aia ultima oară l-a văzut prietenul meu care... L-a văzut la dig acolo, exact unde sunt oamenii acolo. L-a văzut ultima oară cu mâna, când a luat din mână și după aia l-a tras la fund. O embarcațiune de la garda de coastă, o ambulanță Smurd și echipajele de descarcerare au plecat în căutarea adolescentului. După jumătate de oră, tânărul de 18 ani a fost scos din apă și, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat. La câteva minute distanță, pompierii au primit o alertă de intervenție de la Tuzla. Un bărbat de 46 de ani care a vrut să facă baie într-un lac și a dispărut. După 3 ore de căutări, scafandrii l-au găsit exact în locul unde se presupunea că dispăruse. Primul apel a venit însă pe la ora 5 după amiaza. Doi copii de 14 ani au intrat în mare să facă baie și doar unul dintre ei a mai ajuns la mal. Cel dispărut era un copil aflat în plasament la o familie din comună. Pompierii împreună cu scafandrii de căutare au ajuns imediat la fața locului și au periat fundul mării în zona unde se presupunea că s-a necat băiatul, însă la căderea serii operațiunile au fost sistate, iar astăzi au fost reluate. Făcute două poligoane lati pe mal, pe partea stângă la 150 de metri și 150 de metri la poligon pe partea dreaptă. Vom forma două echipe și ne vom întâlni în căutarea zigzag cu aceste două poligoane și ne vom apropia de mijloc unde se presupune atunecat. Posibil să fie curentul, atenție mare la curentul de fund, atenție mare la pula de fund. Urmăriți că la 100 de metri se află un șan la 4-5 metri adâncime, cel puțin, unde e posibil să fie acolo intrat, da? Se vor forma 4 echipe, 2 din dreapta, 2 din stânga. 25 de scafandri de la inspectoratele județene pentru situații de urgență din Alba, Suceava, Hunedoara, București, Vrancea, Teleorman și Constanța au plecat astăzi în căutarea adolescentului. Aceștia se află pe litoral într-un stagiu de antrenament la centrul de antrenament al scafandrilor de intervenție.